În plus, formațiunea politică va susține candidatura lui Tăriceanu la prezidențiale, decizie ce va fi formalizată cu ocazia Congresului Partidului, când se va redacta și noul program politic și statutul formațiunii. Proiectul politic rezulta din parteneriatul dintre Grupul de Inițiativă pentru Păstrarea Identității Liberale și Partidul Național al Mediului va purta numele de Partidul Liberal Reformator, se arată într-un alt comunicat transmis ulterior de grupul lui Tăriceanu. Partidul Național al Mediului a fost înființat în urmă cu un an de zile pe 7 iulie 2013 prin decizia Tribunalului București.